Salut și bine ați venit la un nou clip. Azi m-am gândit să reacționez la clipul de la Infinity Train Book 3 pentru că a apărut între timp, după cum vă spuneam și ieri. Chiar a apărut și vreau să vă zic așa părerea mea și chiar l-am văzut și vreau să-mi dau cu părerea. Văd că e content HBO Max, Warner din nou, cred că s-ar putea să-mi iau copyright. Sper măcar să-l pot pune pe YouTube, că de monetizat nu cred că vine vorba aici, în acest caz. Oricum asta nu e important, important este să pot să-l pun ca să-l vedeți, știți? Dacă nu o să meargă, îmi dă copyright, mă gândesc să fac altceva, dar na, sper să meargă. Eu am să dau drumul acum la trailer, să vedem despre ce e vorba. Book 3 este așteptat de mulți, inclusiv de mine. Am văzut primele două sezoane din Infinity Train. Dacă vreți să vedeți și voi mai multe, o să apară undeva în dreapta aici playlistul imens cu clipuri doar despre Infinity Train. Până atunci însă, hai să vedem acest trailer minunat, să facem un react. Looks to be a moderately sized car. Jungle themed. The trespassers are given as food to the mighty Tuba. Ah! Oh, no. My name's Grace, and what's your name? Hazel. Do you want to see something cool? Do you have a number? I do! Simon, take a look at this. Yours should be glowing. We need to get her to the Apex right away. The train can be confusing and lonely. Kids have been disappearing when their numbers go down. I know! I'm looking for passengers to help. You could come back with us. You get to meet a bunch of other cool kids. Woohoo! This is so fun. Take this. Ugh. Looks like we got Null problems. What's wrong with Null? You can't trust them. But Tuba is good. So when are we taking out that Null? It's big and would put up a serious fight. And we could lose Hazel if we attack it. We'll have the rest of the Apex to help soon enough. 1-1 found us! The train is ours, not theirs. Apex! Do you really want to throw her in with the Apex kids? It's okay. It helps to say goodbye. Simon! Don't be a worry, baby. No need to hurry, baby, when you're with me. Oh, 13 august. Nice. Oh, deci vine sun. Wow. Nu m-aș aștepta la 13 august. Dar da, aparent One One e un fel de vilă, dacă asta e something new, nu mă așteptam la asta să fie un fel de villain. Și dacă mă gândesc mai bine, cred că s-ar putea să fie văzut ca un villain, poate de cei din Apex, dar e interesantă. Chiar ar fi interesantă perspectiva asta să-l facă dintr-un fel personaj principal în primul sezon villain, în sezonul 3 ar fi ceva wow. Și cred că asta va fi direcția în care vor merge judecând după acest trailer. La 13 august sun, bă, și sun. Am să vorbesc despre fiecare episod în parte, dacă nu n-am să le văd și o să vedem ce se întâmplă în acest sezon. Chiar nu mă așteptam să vină așa repede. Aparent vine la fel ca primul book, nu? Primul book tot prin august a apărut anul trecut, parcă. Parcă așa, ceva de gen. Oricum, eu le aștept. Aștept și acest book 3, pare mișto și el. Și la sfârșit cu cântecul acela apare un fel... Are un vibe de, nu știu, de film de groază chiar. și are șanse, mai ales acum că este pe HBO Max, bine, și înainte era, dar până acum abia a fost pus acolo, să fie ceva mult mai serios decât ne este dat să vedem doar în acest trailer. So, yeah, da, trailerul la Infinity Train. Good trailer. Mi-a plăcut și sunt chiar curios acum ce se întâmplă în Book 3. Și vom mai vorbi cu siguranță, cred că prin august, chiar când apare, sau dacă mai apar ceva info până în august, mai vorbim. Până atunci însă, da, îl așteptăm acest Book 3. Am văzut că apare și The Cat, am văzut și referința aceea la sezonul 2. Deci treburile sunt legate, așa, și s-ar putea să avem parte de o nouă perspectivă a celor din Apex, adică ei să fie personajul principal chiar și pozitiv, surprinzător aici, și One One să fie villainul în perspectiva lor. Cam asta este cu acest trailer. Urmează să mai vorbim despre Infinity Train for sure, dar deocamdată atât am primit și chiar mă bucur că am văzut acest trailer. Și hai să merg la Cartoon Network, măcar să le dau un like, știi, dacă tot avem și o spinelă aici care plânge. Asta e lea că noi, știi, comentariile, că le-a dat turn off, că și-au setat toate canalele astea de desene și-au setat ca fiind pentru copii, dar nu doar copii se uită acolo, știi, și dacă dai turn off la comentarii, it's bad, știi, adică... Da, asta e altă discuție. Bă, vă mulțumesc că v-ați uitat, o să ne auzim mă sună posibil cu un alt clip, de fapt chiar în seara asta cu un clip retro și vom mai vorbi cu prima ocazie. Sau.